Dimineața. Să-mi spuneți, vă rog, când sunteți gata. Până dimineața, stimați reprezentanți mass media, vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat să veniți la briefingul de astăzi. Astăzi vom vorbi despre un subiect important. Cunoașteți cu toți săptămâna trecută, vineri, sâmbătă, Comisia de la Veneția a dat un aviz asupra modificărilor care s-au operat în această vară la legea Procuraturii. Mulți au așteptat acest aviz. Experții Comisiei de la Veneția au avizat acest proiect și, din păcate, pentru PAS. Deci, acest proiect a fost avizat negativ. Concluziile la care au ajuns, probabil, și experții Comisiei de la Veneția, cum și era de așteptat, experții au ajuns la o concluzie la care am ajuns și noi, despre care am vorbit și în vara acestui an, că prin aceste modificări la legea Procuraturii care le-a operat guvernarea de astăzi, au avut doar un singur scop. Să-și instaureze un procuror general de buzunar și să subordoneze politicului această importantă instituție din țara noastră. Cu referire la acest subiect, am să vorbesc o leacă mai târziu referitor la acele concluzii la care a ajuns Comisia de la Veneția, dar din start vreau să spun că și cetățenii și noi avem un gust amar după ce au fost adoptate aceste modificări la legea Procuraturii și ceea ce a urmat după aceasta arată un singur fapt, că guvernarea de astăzi instituie un regim totalitar în țara noastră, unde cetățenii nu pot fi în siguranță. De ce? Deoarece văzând ceea ce a făcut guvernarea de astăzi cu procurorul general, ne dând posibilitate de a se apăra în instanțele de la noi din țară, ne dând posibilitate de a aduce argumente în vederea arătării poziției referitor la nevinovăția sa, probabil fiecare cetățean de la noi din țară se simte în nesiguranță, deoarece văzând ceea ce au făcut ei cu procurorul general, probabil încearcă să ajungă la concluzia că fix în aceeași situație poate să se pomenească fiecare cetățean de la noi din țară. Când justiția este una televizată, când nu se respectă prezumția de nevinovăție, când cetățeanului nu îi se dă posibilitatea de a se apăra în instanță și de a dovedi nevinovăția sa. Cu toate că această dovadă nu trebuie să o facă cetățeanul, organul de urmărire penală trebuie să acționeze în așa mod în care să dovedească fie vinovăția, fie nevinovăția cetățeanului, dacă față de el sunt careva întrebări. Acum, cu referire la acele concluzii la care a ajuns Comisia de la Veneția și și-a expus părerea în avizul său, noi vrem să remarcăm următoarele. În primul rând, Comisia de la Veneția a criticat prin prisma statului de drept și prin prisma legalității oferire prin lege cu
Consiliului Superior al Procuraturii puterii nelimitate de a defini condițiile materiale în care Procurorul General poate fi eliberat din funcție. Comisia de la Veneția spune că CSP-ul trebuie să aibă rolul doar de a dezvolta unele reguli incluse într-o lege adoptată printr-o majoritate calificată, dar nu să creeze legi. A doua concluzie la care a ajuns Comisia de la Veneția este că legea adoptată nu face distinție dintre evaluarea și răspunderea disciplinară a Procurorului General. Comisia reamintește că indicatorii noi de performanță pot fi utilizați doar pentru eventuale performanțe slabe ce apar după aprobarea legii. Astfel, orice evaluare a domnului Stoianoglu a performanțelor din trecut nu ar trebui să fie făcut în baza noilor indicatori stabiliți în lege. Noi despre acest lucru am vorbit în vara acestui an. Dacă vă amintiți, sunt și acele secvențe video atunci când se dezbătea acest proiect. De mine și de alți colegi au fost depuse mai multe amendamente la această lege, însă guvernarea de astăzi nu a dorit să ne asculte. Următoarea concluzie la care a ajuns Comisia de la Veneția, că raportul Comisiei de Evaluare trebuie să fie clar cu titlul de recomandare. Și Comisia de Evaluare trebuie să includă în componența sa procurori. Nu persoane din afara procuraturii, nu persoane care nu cunosc absolut nimic referitor la activitatea procuraturii, în special referitor la activitatea procurorului general. A patra concluzie este următoarea, că indiferent de motive, suspendarea automată din funcție a procurorului general este inadmisibilă. Încetarea automată a mandatului adjuncților procurorului general, urmarea suspendării mandatului procurorului general, este inadmisibilă. Deci, prin aceste concluzii, Comisia de la Veneția pur și simplu face praf din acea lege care a fost adoptată în vara acestui an, în august. Încetarea sau un eventual procuror general interimar trebuie să corespundă criteriilor specifice unui procuror general cu competențe depline și acesta nu poate fi numit ca și interimar după, sau renumit ca și interimar după 12 luni, dar cel mai bine ca interimatul funcției de procuror general în această perioadă de suspendare pe diferite motive a procurorului general să fie exercitată de un adjunct a procurorului general, iarăși o concluzie despre care noi am vorbit în vara acestui an, o concluzie și acele amendamente care noi le-am depus, de asemenea se refereau la acest subiect, dar din păcate guvernarea nu a dorit să le admită. Încetarea mandatului unor actuali membri ai Consiliului Superior al Procurorilor pe motiv de vârstă este inadmisibilă. Această concluzie de asemenea este una relevantă. Vă aduceți aminte că noi am vorbit despre încetarea mandatului membrului CSP, mă refer la domnul Pulbere. Deci, prin acest amendament sau această modificare la lege, de fapt, guvernarea de astăzi a dorit să șlărgească, da, prezența în Consiliul Superior al Procurorilor, ca acest Consiliu să fie la teremul guvernării de astăzi și ei să facă ceea ce au făcut, să suspende procurorul general și să deschidă dosar penal inventat față de procurorul general de astăzi. Și una din ultimele concluzii, ele sunt mai multe, la care a ajuns Comisia de la Veneția, faptul că procurorul general trebuie să fie readus în componența, adică el să facă parte ex officio, da? În componența Consiliului Superior al Procurorilor. Noi am vorbit și despre faptul că
este inadmisibil ca și procurorul șef a Găgăuzii să fie exclus din acest Consiliu, deoarece prin această modificare se încalcă prevederile legii privind statutul UTA Găgăuzii. Deci, stimați colegi, spre regret, pentru PAS, acest aviz este chiar mai dur decât avizul Comisiei de la Veneția din octombrie 2019, prin care s-a încercat să se instituie așa zisă evaluare a procurorilor și judecătorilor. Din păcate, guvernarea de astăzi nu a învățat acele lecții din anul 2019, pășește pe aceeași greblă. Nu știu dacă vor învăța lecția și pe viitor, ca urmare acestui aviz a Comisiei de la Veneția, care a fost dat săptămâna trecută. Vedem cu toții că așa numita reformă a justiției, care a început guvernarea de astăzi, chiar din august a acestui an, când a instituit o ședință sau o sesiune extraordinară a Parlamentului, deci i-au profanat tot ce ține de justiție, i-au profanat cuvântul reformă și mai departe, părerea mea că ei trebuie să-și dea demisia, în primul rând, vorbesc despre ministrul justiției Litvinenko, vorbesc despre judecătorii Curții Constituționale care la sesizările care le-am depus noi, personal, împreună cu domnul Voronin, am semnat o sesizare la Curtea Constituțională prin care am solicitat să fie declarate neconstituționale prevederile acestei legi de modificare a legii cu privire la Procuratură, invocând aproximativ aceleași idei cu care a venit Comisia de la Veneția astăzi. Deci Curtea Constituțională a declarat inadmisibil această sesizare. Ce va face Curtea Constituțională astăzi? Când avem clar avizul acestei structuri importante europene cu referire la modificările legii la procurator. Vor încerca să schimbe părerea, vor încerca să pună pe rol această sesizare, vor încerca să drege cumva busuiocul sau vor aștepta în continuare acele salarii promise de guvernare de astăzi, de 80-85.000 de lei, pentru acea decizie de inadmisibilitate pe sesizarea care am depus-o noi. Deci, toate aceste lucruri, toate la aceste întrebări trebuie să răspundă guvernarea de astăzi. Ministrul Justiției, pentru profanarea reformei justiției, judecătorii Curții Constituționale, care probabil la indicația guvernării de astăzi nu au dorit să examineze acele sesizări, deoarece ele au fost mai multe. Au fost sesizări din partea Procuraturii Generale, au fost sesizări din partea deputaților. Vă reamintesc că personal împreună cu domnul Voronin am depus această sesizare. La aceste întrebări urmează să răspundă guvernarea de astăzi. Ceea ce s-a întâmplat cu domnul Stoianoglu, noi asistăm la duble standarde în raporturi sau în politica internă a statului. De ce o spun eu astăzi? Deoarece ați văzut ieri, după ce sau încercând să cumva acel mesaj mediatic negativ față de guvernarea de astăzi, a apărut știrea precum că unul pe un capăt de acuzare în privința domnului Stoianoglu, dosarul a fost trimis în judecată, precum că în exercitarea funcției dumnealui a comis un abuz dând
o recompensă nejustificată pentru un procuror care și-a depus demisia. Eu vreau să vă amintesc, stimați cetățeni, stimați reprezentanți mass media, că acea sumă și-a fost mediatic, în spațiu mediatic a răsunat aceste argumente, că acea sumă care e nejustificat contabilitatea procuraturii a dat-o procurorului care și-a dat demisia, deci la scurt timp acel procuror a întors suma care a primit-o nejustificată, respectiv nu putem vorbi despre un prejudiciu care a fost adus statului sau finanțelor publice. Pe când avem o altă cauză, când doamna Maia Sandu, fiind pe timpuri ministru educației, a eliberat cu încălcarea legislației un șef de direcție din cadrul ministerului, ultimul dând în judecată și având hotărâri în favoarea sa a Curții de Apel, a Curții Supreme de Justiție. Deci, prin aceste hotărâri s-a dovedit că dumneai a încălcat legislația, respectiv putem vorbi despre faptul că a comis un abuz față de acea persoană și prin hotărârea instanței de judecată a fost obligat ministerul să achite acelui șef de direcție eliberat nejustificat din serviciu, să-i achite, dacă nu greșesc, o sumă de 140-150 de mii de lei. Ori în această speță noi avem un caz care a fost deja judecat, avem un caz unde instanțele de judecată din țara noastră s-au expus, avem un caz, dovadă a lucrurilor deja judecat. Cum va proceda Procuratura Generală în această speță? Va porni un dosar penal pe abuz împotriva doamnei Maia Sandu sau nu? Vedem că împotriva Procurorului General suspendat Stoianoglu e opornit acest caz penal și ieri l-a transmis în judecat. Va proceda fix în aceeași manieră Procuratura, care astăzi este la cheremul guvernării, tot în așa manieră cum a procedat și cu domnul Stoianoglu. La această întrebare vom aștepta răspuns. Vreau să vă spun că astăzi voi termina să redactez sesizarea către Procuratura Generală pe această speță. Zilele acestea voi depune o sesizare, un denunț, o plângere la Procuratura Generală pe acest caz. De ce? Deoarece în această speță statul a avut de păgubit cu sute de mii de lei și acest lucru a fost dovedit prin hotărâri a Curții de Apel și a Curții Supreme de Justiție. Vor proceda procurorii și vom găsi noi procurori care au capacitatea și au dărzenia aceea de a deschide un dosar penal și de a investiga și a da o apreciere juridică a celor fapte din 2014-2015, când doamna Maia Sandu era ministru a educației și a încălcat legislația, eliberând cu încălcarea legii o persoană din funcție. Deci la această întrebare se răspunde Procuratura Generală ca urmare a acelui denunț pe care zilele următoare îl voi depune la Procuratură. Dar cert este faptul că avizul Comisiei de la Veneția care a fost dat, poate cu titlul de a mă repeta, a făcut praf din acea lege, din acele modificări din august acestui an, pe care guvernarea de astăzi a încercat să le arăte publicului, da, să le arăte cetățenilor, precum că ei fac reformă și în timpul apropiat procuratura va activa altfel. Reforma trebuie să fie, stimați colegi, una chipzuită.
reforma procuraturii, instanțelor judecătorești, trebuie să existe un plan bine determinat. Și trebuie să existe o înțelegere și o susținere largă, cât în societate, atât și în politicul din Republica Moldova, vis-a-vis de aceste reforme. În discuții cu partenerii noștri, noi de fiecare dată am spus că noi suntem gata să aducem un aport substanțial la reforma cât a procuraturii, atât și a instanțelor judecătorești. Numai, în primul rând, trebuie să fim auziți. Ceea ce a făcut guvernarea de astăzi a arătat că ei nu au susținut acel examen la care au venit. Nu cunosc ce să facă, nu cunosc de la ce să pornească, nu cunosc și nu știu cu cine trebuie să facă această reformă. Vă aduc aminte că au instaurat judecători care au fost docili guvernării lui Plahotniuc la Curtea Supremă de Justiție. Vedem multe scandaluri din ultima perioadă de timp legată de numire în funcții, fie a avocatului poporului, fie numire în funcția diferitor judecători și acelea show-uri mediatice prin care ei încearcă să astupe acel val din nemulțumiri sau acele eșecuri. Dar din vara acestui an până în ziua de astăzi noi vedem pe în ce ține de reforma justiției, vedem doar eșecuri. Deci, în această ordine de idei, noi considerăm că acele persoane care au pornit această pseudo-reformă, dar de fapt au pornit cu idei de instaurarea unui regim totalitar în această țară, deci cu aceste persoane noi nu putem să mergem mai departe și nu putem să facem o reformă veritabilă în justiție și în activitatea procuraturii. Ceea ce, de fapt, vor cetățenii noștri și așteaptă rezultate. Rezultatele trebuie să fie unele palpabile, rezultatele trebuie să le simtă cetățenii, dar, de fapt, ceea ce vedem noi astăzi este doar un dezmeț, aplicarea dublelor standarde și o nesiguranță a cetățenilor în ziua de mâine, deoarece toți politicienii în campania electorală au promis că vor face dreptate. Prin asemenea metode care au fost descalificate de către Comisia de la Veneția, această dreptate nu va veni la noi în țară. Eu vă mulțumesc cu referire la avizul și recomandările Comisiei de la Veneția. Probabil că acest lucru va fi zilele următoare mediatizat pe larg, vom participa la diferite dezbateri televizate, unde detailat vom dezbate acele recomandări și concluzii la care a venit Comisia de la Veneția. Cert este faptul că avem mult de muncit în acest domeniu, iar cu persoanele care astăzi conduc justiția din Republica Moldova, noi nu putem să aducem până la capăt o reformă, o reformă veritabilă, care să aducă plus valoare și care să facă ca justiția să activeze, să acționeze altfel, în baza legii, în baza principiilor unanim consensite în Republica Moldova, cât și peste hotare. Eu vă mulțumesc și o zi bună să aveți!